transport, respectiv pe POI, programul de infrastructură umană. Din 2014 până astăzi, suntem la finalul primilor 5 ani de exercițiu financiar de plan. Guvernele PSD nu au avut capacitatea să dea în execuție niciun proiect nou de mare infrastructură. Toți banii pe contat, în exercițiul financiar 2014-2020, sunt reprezentări de contări pe proiecte de investiții care au fost începute în anul 2007-2013, adică pe fază, cum se spune. Pe proiecte care au fost începute inclusiv de mine, în 2008. Coșla, Simeria, asta pe feroviară, inclusiv pe autostradă, că SF-ul, practic, de la Sibiu până la Lugoj a fost făcut tot mandatul. Adică foarte multe lucruri. Ne? Pregătim și o analiză ca să vadă cu ochii limpede de funcție de guvernare, ce s-a făcut, cum au fost împinse proiectele mai mici. De eu pot să vă spun cu precizie. De exemplu, pe Sibiu-Pitești. După 11 ani, s-au întors la studiul de fezabilitate care a fost realizat în mandatul nou de ministru și indicatorii tehnico-economici au fost adoptați în 2008, cred că în august sau septembrie 2008. Asta a fost guvernările care au venit după 2008. Să te întorci la aceea studiul de fezabilitate, după ce au fost două revizuiri, după ce, iar astăzi, o să anuleze probabil licitația din cauza acordului de mediu, pentru că nu au respectat cererea Comisiei Europene ca acordul de mediu să se obțină pe toate cele 5 tronsoane care intră în lucru. Și licitația care a pornit pe tronsonul 1 și pe tronsonul 5, cel mai probabil va fi anulat. Deci, adică, în exercițiul ăsta financiar pe Sibiu, Pitești, care reprezintă prioritatea zero pentru orice om care cât de cât înțelege traseele de transport, să nu faci nimic 7 ani de zile când ai bani la dispoziție și poți să finanțezi din fondurile europene, reprezintă o trădare de țară. Au ce sabotaj. Să fie. Sabotaj. Un alt lucru au făcut. Văzând că foarte multe autorități locale au reușit să acceseze fondurile europene, să li se aprobe proiecte, sunt pe cale să înceapă derularea și execuția proiectului. Prin ordonanță 114, au făcut o mare ticăloșie pe care o semnalez peste tot unde vreau cum ați venit. Trag semnalul de alarmă. Pe toate documentațiile de licitații, pentru fondurile europene, pentru lucrările de investiții ale autorităților locale finanțate din fondurile europene, controlul ex ante pe documentațiile de licitație, adică înainte de demararea licitației, era realizat de structura administrației centrale specializată, și anume ANAP, Autoritatea Națională de Achiziții Publice, care are profesioniștii care funcționează de lungă perioadă, care mă rog, nu zic că funcționează bine, că și acolo aștepți cu lunile. Știți că Emil Boc era să ia de licitația pe tramvai, că nu știau ea cum să încadreze, dacă e transport rutier sau transport feroviar, și au ținut aprobarea documentației de licitație multe luni la ANAP. Și ANAP-ul avea bulbuieri, potigneri și întârzieri nejustificate. Ce a făcut PSD? Fără niciun fel de avertisment, fără comunicare, a mutat controlul ex-ante pe documentațiile de licitații, pe proiectele de investiții din finanțare europeană derulate de autoritățile locale, primării, consilii județene. Deci a mutat controlul ex-ante de la ANAP la autoritățile de management. Care autorități de management, în acreditarea lor de către Comisia Europeană, nu au în atribuții controlul ex-ante și care n-au niciun angajat specializat în evaluarea, analiza și aprobarea documentațiilor de licitație. Vă spun ce înseamnă asta. Blocarea cu luni de zile a proiectelor europene care le realizează autoritățile locale. Asta arată, vă spun clar, remeditare și rea intenție. Nu pot să blochezi. Și așa ești cu absorpția pe programul operațional regional și pe celelalte programe. Ești în bomb. Suntem dintre cele mai mici absorpții de la nivel european. Ori tu să inventezi această șmecherie
în care să pui niște entități administrative, autoritățile de management, care n-au niciun fel de capabilitate să le pui să facă control ex-ante, înseamnă că tu, de fapt, vrei să blochezi toate proiectele de dezvoltare, toate proiectele de investiții ale autorităților locale care sunt finanțate din fondurile europene. Ceea ce reprezintă din nou o trădare a intereselor fundamentale ale României.